După ceva vreme de la contradicția cu Andrei, Iana se întorcea în dormitorul acestuia cu altă atitudine decât cea anterioară. Dă-i mai ușor mereu. La nervi spune multe lucruri. Foarte multe lucruri. Ce nu? Nu știu, încerc să înțeleg de ce fac așa. Dacă tu nu te înțelegi, eu pot să te înțeleg? N-ai cum. Neputincios mă simt. Vreau să înțeleg de ce fac așa. Pentru că, cum tu ai spus, câte motive sunt. Ai spus ce doar despre o teorie, că dacă renunți așa de ușor, înseamnă că nu este real din partea mea. Și eu știu că asta nu e drept, pentru că din partea mea totul este real față de tine. Și atunci nu trebuie să renunți. Dacă e real. Sau mă tem că a să vină ceva și nu știu ce. Tu să mă protejezi mine. Asta tot nu merge pentru că eu știu că eu am dreptate și nu... Și merg pe dreptatea ta, dar pur și simplu nu înțeleg de ce renunți la mine dacă tu e real pentru mine. Da, păi că poate asta să vreau să înțeleg. O mie de aberații ce o să vină sau... Știi? Uite puțin. Și adevărat, dacă ar fi, tu crezi că eu pot să mai iau ceva, dar nu vreau să te văd că renunți tu. Că dacă eu văd că tu nu renunți, înseamnă că îți dorești ceva serios cu mine. Cum și eu îmi doresc. Parcă mă descarc, știi? Pe tine. Tu ai spus că când ne-am, ne-am dat papuci, mi-ai dat papuci, că și eu ți-am dat. Mi-ai spus că tu crezi că eu aș avea un scop ascuns și n-ar fi unul real. Pe bune? Hai, putem să ieșim acum, hai să ieșim acum afară. Dacă am putea, putem, nu putem. Hai să ieșim. Hai să ieșim. Nu, am fost, am zis așa. Păi și eu am zis că mai, adică nu zic că mai făcut, dar ne-am determinat unul pe altul să zicem lucruri. Nu vreau relații cu tine, nici eu cu tine. Și eu am spus asta. Și nu e așa. Și ce putem să facem asta la nesfârșit? Nu putem. Știu sigur că dacă vrem relația asta și ne dorim să ieșim... Tu ai spus așa? Da. Ești nesimțit. Eu sunt? Păi tu ai văzut că mi-ai iertat? Să te vezi mâine și tu să vezi. Un pupic nu se rezolvă tot, ai uitat? Da. Pare rău pentru ce am spus, să știi. Ce mie? După ce ai plecat. Pentru că nu e așa. Mă deranjat că tu așa, nu știu, te-am văzut după live. Zgândător. Nu mă crezi, nu știu. Da, e normal. Pentru că tu ești în situație. Eu nu mă pun în pielea ta. Eu am încredere în declarația ta, dar n-am cum să nu mă gândesc, scuze. N-am cum să nu mă gândesc. Da. Te-am văzut retras și detașat și nu vreau să văd asta. Am fost acolo, am fost lângă tine. Da, ai fost lângă mine, dar ai fost lângă ta. Când e totul real, poți să mă din nou. Nu te pune nimeni la zid. Uite în ochii mei. Da. Nimeni nu o să facă asta. Ce adevărat, dacă ar fi asta, ești orice om greșești. Pur și simplu, nu trebuie să renunți la un om dacă tu îți dorești acel om. Dacă ești sigură pe tine, dacă nu, spune-i. Iată deci semne de împăcare și continuarea relației, iar acest status trebuia comunicat și susținătorilor. Noi suntem așa și așa, avem coborâșuri și... Suișuri și coborâșuri. Suișuri și coborâșuri. Dar mergem mai departe, în doi mai ușor, mereu. Da. Abia aștept să ne revedem, să vorbim, să ne cunoaștem și să ne acceptăm, pentru că așa trebuie. Salutăm scorpionii, salutăm și fetele deștepte, ce faceți fetelor, cum sunteți și de la voi și tot în gânduri. Să rămână doamna Marcela, salutări și bunicii Teo și bineînțeles tuturor oamenilor care sunt cu noi, care cred în noi, în povestea noastră și sunt cu noi și atunci când nu e bine și când e poate mai puțin bine și poate deloc. Dar mergem înainte pentru că vrem și ne dorim asta mult și sper să ajungem cât mai departe. Și dacă timpul de aici nu e suficient și cu siguranță nu e suficient, sper să-l putem continua în doi afară. Și după mesajul transmis celor care îi susțin, Iana și Andrei își pecetluiau împăcarea sub lumina lunii. Și dacă nu vreau? Nu vrei? Nu vrei. Vreau eu. Ce? Stai bine? Tot vrei să stai altfel? Cum? Nu știu, cumva mai comod. În bine? What? Vrei să spui că mai greu, da? Da, lasă-mi. Păi, cred că da, te iubesc. Ce e așa greu? Nu. Înapoi, dă înapoi. Eu n-am întrebat, nu. Nimic. Dar nu e ca și cum nu simt asta. Și nu e ca și cum n-au văzut cei mai mulți. Pur și simplu, probabil e ceva care nici mie nu vine să cred. Că la ce mi-a făcut-o mie, mă despărțeam de mult, adică, mă rog, m-am despărțit, că ai renunțat era același lucru. Înțelegi? Eu nu m-am renunțat. Nu, de mai multe ori. Asta nu se face că am renunțat, dacă tot eu am venit la tine și... Păi da, nu poți să te desparți de un om de mai multe ori. Da, și după, de acord, asta e o acțiune foarte greșită din partea mea. Este foarte urât ce fac eu. Gata, eu am înțeles, nu te mai vinovăți. Te afectează asta, într-un moment asta. Eu înțeleg toate consecințele care pot fi din cauza faptelor mele. Ce, a fost greu? Nu. Am ei ca și cum s-a văzut. Chiar dumneavoastră m-ați întrebat acum mai ceva timp în urmă și am omis. Ai omis? Probabil că da. Am înțeles. Te așteptai, Iana, să vină declarația asta așa, o zi în care te-ai despărțit de el? Nu. Adică nu pot să zic că nu simt că vine de la dânsul căldura asta spre mine, chiar simt. Și deci de la el era căldura asta aici. Și de la mine. Da, pur și simplu eu n-am spus, dar totul vine în timpul potrivit, cred că. Ok, așa, și o iubești indiferent ce... Da. Adică, na. Păi poți să schimbi ceva. Și mai poate schimba ceva. Și spus, și dacă ar fi adevărat ceva din ce am auzit, eu nu te las. Păi da, așa este. Dar vreau să văd din partea ei că își dorește relația asta. Nu e ca și cum ar fi o condiție, da? În ipoteza în care ar fi real ce s-ar spune sau indiferent cât, în ce procent. Vreau să văd din partea ei că își dorește cu adevărat, nu să fie condiționată de faptul că eu îi accept sau i-aș putea accepta anumite lucruri, greșeli, poate din trecut. Doamna Mioara, l-ați mai văzut pe Andrei făcând așa declarație, o declarație de dragoste? Nu. Și cum? Ce simte o mamă când îl aude pe fecior spunând te iubesc, iubitei? Ce pot să spun? Că să mă de el, mă bucur. Dacă el e bine, trebuie să îmi fie și mie bine. Gata, aveți binecuvântarea. Da. Avem un mesaj și de la o parte dintre fanii voștri, mă rog, un grup, înțeleg, că tot ați trimis voi un mesaj în Antena Play. Stați un pic, că nu-mi intră parola. Ești, mă recunoaște. Gata, fii atent, dar nu bat până acolo, o să citeze pe telefon. Grupul Smart Girls. Da. Vreau să vă mulțumesc pentru numărul frumos de suflete alăturate în acest grup, pentru susținerea lui Andrei. Am ales să-l susțin pe Andrei încă din prima clipă când a rostit două cuvinte. M-a cucerit prin dicție, iar ulterior prin inteligență. Am văzut în el un băiat integru, un băiat demn, cu principii și valori. Am crezut în el de la începuturi, atunci când oamenii nu credeau în el. Era văzut arogant, instigator, violent. Și totuși eu am văzut ceva în el. Am fost alături de el săptămână de săptămână, l-am susținut cu drag, mândră și mai ales din suflet. Eu nu sunt o susținătoare fanatică să-mi doresc cu orice preț să ajungă în finală sau marele premiu. Eu vreau să-l văd fericit dincolo de această emisiune, afară unde este viața reală. Cu siguranță părerile noastre sunt împărțite și vă respect părerile fiecăruia dintre voi. Din păcate, eu nu rezonez cu deciziile lui, nu pot să susțin ceva în ce nu cred că o să funcționeze. Da? Eu nu cred în Iana și am suficiente motive să nu cred în ea. Am hotărât ca din această seară să închid acest grup. Pe Andrei puteți să-l susțineți și dacă nu faceți parte dintr-un grup sau puteți să vă alăturați celorlalte grupuri de susținere. Vă mulțumesc pentru că v-ați alăturat fetelor Smart, dar cele 4 fete care au creat acest grup pentru susținerea lui Andrei, acum în această seară au decis să se retragă de tot din ceea ce nu cred. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Le mulțumesc și eu. De ce crezi că au luat această decizie? Probabil nu sunt de acord cu decizia pe care am luat-o eu. Și asta nu înseamnă că totul s-a terminat. Pur și simplu e decizia mea, sunt sigur de ea. Păi, ai stat tu până la urmă în fața familiei. De ce n-ai stat pentru fani? Păi nu asta mă interesează. Sunt perfect conștient că depindem foarte mult de ei, dacă noi să petrecem aici, dar am declarat tot eu, dacă timpul de aici nu va fi necesar sau vom fi puși în situația în care unul din noi să plece, e timp afară, nu? Dacă e totul real. Și mai e ceva, un lucru pe care l-am mai spus și unii dintre fanii emisiunii s-au supărat. Dar în momentul în care se închid porțile sezonului, voi plecați fiecare la casele voastre, așa, fiecare cu cine iese de mână, altcineva poate singur, dar nu o să trăiți cu fanii aceia, adică după Mireasa, grupurile își văd și ele mai departe de viețile lor, începând cu următorul sezon o să se atașeze de alți concurenți și tot așa. Sau nu, na, fiecare cum hotărăște.